Cinci acte false depistate în 24 de ore. Toate incidentele au avut loc în punctul de trecere a frontierei Palanca. În primul caz, produs în data de 8 mai la ora 13 și 20 de minute, la un cetățean al Georgiei de 46 de ani, care era pasager într-o mașină de cursă ocazională, a fost depistat un permis de conducere falsificat. O oră mai târziu, polițiștii de frontieră au depistat un alt permis de conducere neveridic predat spre control de către un șofer ucrainean de 25 de ani. Acesta ar fi recunoscut că și-a procurat actul cu 25 de dolari. Astfel, el nu a fost lăsat să intre în Moldova, făcând cale întoarsă spre Ucraina. Iar la ora 14.50 de minute, un alt cetățean al Ucrainei de 40 de ani a prezentat spre control un permis auto la fel cu indici de falsificare. Luat la întrebări, el ar fi recunoscut că și-a procurat permisul cu 150 de dolari. Ca și în cazul anterior, trecerea frontierei de stat nu i-a fost autorizată iar în data de 9 mai, în jurul orei 1 și 30 noapte, asupra unui moldovan de 23 de ani ce revenea din Ucraina, au fost depistate două permise de conducere, unul moldovenesc și altul român, ambele false. La audieri, posesorul a declarat că a obținut actele în 2019 și până în 2020 le-ar fi utilizat în Federația Rusă. În toate cazurile, actele au fost transmise spre expertize, iar cercetările continuă.